iau și romp controlul. Ai fost de acord să-i dai lui tati bănuții pentru să-și facă plinul? Trebuie să facem plinul, că nu mai avem bani. Dacă ăștia tot măresc taxele, când crește barilul, crește prețul la combustibil. Când crește euro, crește prețul. Dacă scade barilul sau scade euro, nu scade și prețul, nu numai la carburant, și la utilități. Sau orice. Cum ați aflat de protest? De pe internet. Nu sunt de acord iară că noi plătim o dată taxele de drum, le plătim și ca taxe de drum și le plătim și în carburant. Nu mi se pare normal ca noi în comparație, adică să avem același preț la benzină cu Uniunea Europeană, care având în vedere faptul că ei câștigă un salar, noi câștigăm un salar, mâine pe mâine ajunge să ne primim, bă, cât vreau să duc. Păi știi, din salarul ăsta, fă două plinul și e ok. Bă, deci dă-mi, să nu mă fac. Salut, Cristi. Carburat.